Ultima panelistă se alătură. Deci, bună ziua tuturor, dragi studenți, dragi colegi care sunteți aici, dragi jurnaliști, ne bucurăm tare mult că puteți fi alături de noi astăzi. Mă numesc Corina Așder și sunt secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și ne-am adunat aici cu această super echipă ca să vă explicăm ce este Inspecția Muncii și de ce credem că ar fi un început de carieră foarte interesant pentru unii dintre voi. Îi am alături pe domnul Dan Perciun, deputat în Parlament și președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, domnul Igor Șarov, pe care îl cunoașteți, nu are nevoie de introducere, domnul ministru Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Ion Deavor, care este la conducerea Inspectoratului de Stat al Muncii, și Sabina Didic, a fost inspectoare de muncă timp de 18 ani și o să vă povestească cum este această muncă în practică. Domnule Perciun, sau Dan, că toți suntem între studenți. Deci care este problema muncii la negru? De ce trebuie să ne pese de această problemă? Și cum reforma Inspecției Muncii poate să ne ajute să o depășim? Bună ziua tuturor! Îmi pare bine să vă văd așa tineri și luminoși. Noi suntem astăzi aici, în esență, pentru ca să vă convingem să ne dați o șansă, nouă ca și echipă, să ne dați o șansă și să veniți alături de noi să rezolvăm poate una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă Republica Moldova, munca nedeclarată. Avem un număr enorm de oameni care lucrează la negru. Volumul plăților în plic, cred că depășește 15 miliarde de lei. Ca să înțelegeți, asta este pe aproape echivalent cu tot bugetul nostru de asigurări sociale. Deci cam tot atât cât noi colectăm și plătim pentru pensii, tot atât rămâne în esență în economia neagră sau în economia gri. Acum sunt două instituții care au de principiu atribuții pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme. Este Inspectoratul Fiscal, Fiscul, cum îl cunoaștem, și Inspecția Muncii. Deci ăștia sunt oamenii, responsabilitatea cărora este să asigure că drepturile salariaților sunt respectate, că oamenii achită taxă, iar ulterior, când ies într-un concediu de îngrijire a copilului, pentru că decid să-și facă o familie, au o indemnizație decentă care le asigură necesitatea, că atunci când iese la pensie, au o pensie decentă și pot să întrețină sau nu de Doamne capătă o anumită dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă. Deci este un lucru tare important, nobil și care este esențial pentru funcționarea unei societăți. Și noi astăzi o să vă prezentăm un pic din ceea ce își propune Inspecția Muncii în următoarea perioadă de timp, care este cumva oferta cu care venim noi în fața voastră. Și eu sper tare mult că noi o să găsim oameni entuziaști care o să vrea să pună umărul, o să vrea să aibă o experiență profesională deosebită, simt și au necesitatea internă de a contribui la o schimbare și de a ne ajuta pe noi ca și țară, dacă doriți, să ajuta societatea noastră să devină o societate mai corectă, în care se respectă legea și în care oamenii sunt protejați. Și din partea noastră, noi de ce suntem azi în componența asta aici? Pentru că încă o dată să fie foarte clar că noi avem un angajament enorm pe acest subiect. Deci și în Parlament, și în Guvern, și la Inspectorat Nemijlocit, noi o să facem tot ce ne stă în puteri ca să vă ajutăm pe voi și echipa de la Inspectorat să aibă experiența profesională necesară ca să poată să-și îndeplinească lucrul cu maximă responsabilitate. Și eu tare mult cumva mizez pe entuziasmul și interesul vostru de a pune umărul la un segment tare, tare important pentru societatea noastră. Da, și o să te mai țin cu o întrebare. Știu că și tu, de fapt, ai început în sectorul public și cred că aveai și tu mai multe opțiuni la momentul respectiv. De ce ai decis atât? Cum a fost acest început și de ce ai decis anume în direcția asta să mergi? Deci eu am învățat psihotare vreo 5 ani de zile, după care am decis să revin acasă la Ministerul Educației în anul 2014 din Marea Britanie. Da, eu am avut mai multe opțiuni, eu puteam să rămân acolo sau să merg să fac un master mai departe în Franța.
Dar eu fac parte din categoria de oameni care simțea necesitatea să pună umărul. Deci eu vroiam să vin la mine acasă și să mă simt util și să fac ceva pentru țara mea. Poate asta sună idealist pentru unii dintre voi, poate asta sună naiv pentru unii dintre voi. Eu când am venit acasă, salariul meu era 5.400 de lei, eram șef de direcție la Ministerul Educației. Acum, clar că pe de o parte asta e un privilegiu, nu toată lumea își permite eventual să întrețină cu venitul respectiv. Dar noi așa oameni căutăm. Și oamenii care o să vină și o să facă o schimbare la Inspectoratul Muncii, și nu doar în sectorul public, sunt oamenii care vor să pună umărul și simt o responsabilitate față de această țară. Și nu toată lumea în sala asta o să se regăsească în această descriere, dar noi căutăm acele steluțe, nu știu, acele raze de lumină care sunt gata să facă lucrul ăsta, cărora le pasă de țara în care trăiesc, care vor să facă aici o schimbare. Și rolul nostru este să vă creăm condițiile și să vă ajutăm în această, în această dorință. Suntem astăzi aici pentru ca să reiterăm că noi avem toată disponibilitatea de a vă ajuta, doar să vedem cine dintre voi este gata să facă cumva un pas înainte și să asume această provocare în esență. Da, într-adevăr, toată susținerea politică și din partea lui Dan și din partea domnului ministru pentru această reformă în derulare. Domnul ministru Buzu, de ce ar trebui tinerii, iată, prezenți aici, să vină la Inspecția Muncii? Prin ce, deci, care, cum îi atragem? Cu ce încercăm să-i convingem? Haideți să spun și eu un pic din biografia mea. În 2003, eu eram anul 2 la ASEA, nu la USM, și în 2003 au avut loc alegeri locale. Eu aveam atunci 19 ani și zic, uite, tot așa mi-a venit ideea asta, hai să pun numărul, să încerc să fac și eu ceva în comunitatea mea, trăiam lângă Chișinău. Și am participat la alegeri locale, candidat independent. Eu am fost ales, m-am pomenit în Consiliul Local, peste scurt timp m-am pomenit președintele Comisiei de Finanțe și Buget și, apropo, atunci când am votat în alegeri locale, am votat pentru prima dată în viața mea și am votat pentru mine, pentru propriul nume. Și asta e o chestie care, știi, am să spun la nepoți, strănepoți și așa mai departe. Și zic, tu ce ai făcut la 19 ani? Uite eu ce am făcut la 19 ani. Dar de ce spun exemplul ăsta? Că eu m-am pomenit într-un context foarte complicat, unde trebuia să livrez rezultate, să rezolv probleme pentru oamenii din comunitatea mea. Și asta m-a scos extrem de departe din zona mea de confort, de student, de examene, de sesiuni și așa mai departe. Și eu acum sunt ministru și mă gândesc, de fapt, toată cariera mea după această experiență am fost influențat de decizia aceea. Când cumva am sărit într-un lac cu apă rece, a fost foarte neconfortabil în prima perioadă, dar după asta am realizat că am învățat foarte multe. Am învățat cum să identific priorități, cum să comunic cu oamenii, cum să înțeleg, cum să negociez probleme dificile. Și astea sunt calități omenești, calități profesionale pe care eu le-am purtat în celelalte aventuri profesionale de după asta. Și de fapt, asta e, hai să spunem așa, distinția pe care noi o oferim. Deci, pe de o parte, este misiunea asta foarte nobilă de a lupta cu munca la negru. Eu, ca și ministru a Muncii și Protecției Sociale, am două cifre de care mă tem foarte mult. Prima e sărăcia copiilor din Republica Moldova, dar a doua cifră de care mă tem foarte mult este că, de fapt, numărul pensionarilor este mai mare decât numărul persoanelor care primesc salariu. Și, uite, contribuția asta este foarte mare, dar șansa de a veni într-o instituție care se reformează, care crede, care o să împuternicească fiecare din voi, o să rămână amprenta. Voi o să fiți peste ani de zile în Silicon Valley, o să aveți afaceri, prim-ministri, deputați, și așa mai departe, și spuneți, uite, cariera mea, punctul de pornire a fost că am decis să vin la inspecția mea. De ce? Pentru că, unul, o să lucrați cu
mediul de afaceri, o să lucrați cu oameni, o să încercați să identificați situații de risc, o să lucrați cu date, o să trebuie să le probați, o să trebuie să vă dezvoltați un spirit antreprenorial, să negociați, să faceți față mai multor situații neașteptate. Astea sunt elemente care o să le puteți, nu știu, pe urmă să le utilizați în alte demersuri de carieră, afaceri și așa mai departe. Deci, eu cred că asta e într-adevăr o oportunitate și greșeala pe care o fac mulți tineri, inclusiv din Republica Moldova, este că după ce se absolvește și caută un loc de muncă, primul lucru care spun, ok, dar ce o să învăț eu? Dar primul lucru este, care e salariul? Dacă e mic sau dacă nu e atât de mare, cu 7 zerouri sau 5 zerouri, nu mă interesează. Deci asta e provocarea pe care noi vă oferim și eu sunt sigur, peste ani de zile, o să vă dați seama că ați făcut o alegere corectă, că v-ați alăturat echipii noastre. Vă mulțumim, domnule ministru. Da, jobul de inspector nu este un prim job unde, nu știu, ați face cafea sau ați face xerox la nu știu ce. Da? Este un job unde voi ați fi protagoniști. Voi ați avea puterea, sau cum spunem noi, superputerea, să mergeți și schimbați situația în țară în ceea ce ține de munca la negru, pentru că voi ați merge în controală, ați interacționa cu toți angajatorii, ați aplica și sancțiuni direct dacă există încălcări. Și noi avem această încredere enormă în voi, pentru că noi căutăm tineri integri. Și vreau să vă întreb, domnule Șarov, Universitatea de Stat din Moldova creează mii de specialiști în fiecare an. Credeți că sunt pregătiți tinerii pentru provocarea pe care le-o propunem? Da, vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat, dragă Corina. Înainte de a trece de mijlocit răspunsul dumneavoastră, dacă sunt pregătiți, vă spun deodată, sunt pregătiți. Este o altă problemă. Cum poți să-i atragi în această cursă, dacă vreți, că atunci când afli această muncă, cu tot o altă percepție asupra lucrurilor. Dacă nu cunoști o lume, nu înseamnă că ea nu există. Sigur că dumneavoastră ne-ați făcut un avans atunci când ați spus că tot cei care sunt prezenți aici pe loc știu din inspecția muncii din interior. Eu îi simt consecințele ei în calitate de director atunci când vin. Nu vă zic de acum că sunt atât de bucuros da, în calitate de director, dar dacă atât domn deputat, domn Perciun, atât și domn ministru Buzo au vorbit de o experiență personală, am să fac și eu același lucru. Eu toată viața mi-am dorit să fiu profesor și cercetător și mi-am realizat visul venind la Universitatea de Stat din Moldova în 1984, pe care după un serviciu militar, o pauză după anul 2, am absolvit în 1991 și în condiții foarte complicate. De altfel, mult mai complicate până decât acum. După proclamarea independenței Republicii Moldova, o stabilitate existentă până în 91, atunci când era o devalorizare a monedii noastre naționale, pe de-o parte, locuiam într-o cameră de 7 metri pătrați, cu soție, cu copil de un an, la doctorat pe 0,25 salariul la universitate, dar aceste greutăți au fost trecute de dragoste pentru cei ce faci, pasiune. Și aici e subscriu totalmente, fiindcă am încredere plină, în viața ta contează mult să faci cei ce-ți place. Și dragostea mea nemărginită inclusiv pentru universitate, că am fost prodecan în perioada anilor 95-2000, ea a fost legată de faptul că am avut încredere în partea colegilor, nu din punct de vedere financiar. Salariul era de prodecan 26 de lei. Ori atunci când am fost ales în anul 2009-2013 în funcția de decan a facultății, era același elan patriotic, era 100 de lei undeva pentru funcția de decan, suplimentul la salariu, dar responsabilitățile erau destul de mari. Acum cu munca în ce privește unui funcționar public. Am ajuns cam în aceeași perioadă ca și domnul Perciun la minister, la sfârșitul anului 2013, deci practic anul 2014, și am ajuns, iarăși nu cât de ceea ce mi-am dorit, mi-au propus această provocare, revin iarăși la probleme salariu, în funcție de viceministru era undeva de vreo 9.000 de lei, dacă nu mă greșesc, și nu acesta a fost momentul principal, a fost o provocare în dorința de a face o schimbare. Poți să o faci vedere de echipă? Nu. Pe cine am mizat? Am mizat pe studenții de la facultate care au terminat licența și erau în continuare își făceau studiile la master. Unii au venit și după master. Au venit 15 studenți
care au, într-o scurtă perioadă de timp, din simpli consultanți, au devenit șefi de direcție și astăzi vă activează fie în cadrul Ministerului, fie la audiovizual, fie în diferite organisme internaționale. De ce? Revin la teza că dacă nu cunoști lumea, nu înseamnă că ea nu există. Lumea a rețelelor de socializare este una. Munca în administrație este cu totul altceva. Cunoștințele profunde, atunci când înțelegi cum funcționează un mecanism, te ajută în parcursul vieții, indiferent de unde nu te-ai afla. Deci, eu sunt mândru de cei 15 studenți care i-am cunoscut, în fond au fost mulți șefi de promoție, care s-au realizat și cu care ne vedem adesea, sunt mândru de realizărilor astăzi, fiindcă fac ceea ce le place. Viața îți oferă în permanență oportunități și percepția veche asupra lucrurilor. Când devineai un funcționar la minister, gata, ai ajuns punctul culminant. Mai departe, te ții de acest loc până la sfârșitul vieții noi. Oportunități. Vorba lui Lucien Fier, crearea de oportunități și posibilități pentru studenți. Și asta e una din misiunile noastre principale. Dacă observați, noi avem o avalanșă de evenimente pentru dumneavoastră atunci când vin miniștri la universitate. Am avut acum 2 săptămâni pe ministrul afacerilor externe Popescu, pe ministrul integrării Oleg Serebrean. Astăzi suntem onorați prezența domnului ministru Buzu și a domnului deputat Dan Perciun. Este importanța care acordăm acestui domeniu și oferirea de oportunități. Gândiți-vă la problemele de salariu, dar gândiți-vă ce v-ar plăcea. Exact în maniera care faceți dumneavoastră primii 3 ani de studii și vă gândiți apropo, da, mă iau master într-un alt domeniu. Viața oferă multiple oportunități. Sau nu iau deloc master, îl iau mai târziu în funcție de situație. Când te îndrăgești această muncă, dar ea necesită și multe investiții. Cu cât mai mult investești în tine în cunoștințe, cu atât mai bun tu ești pe acest segment și acest noțiunea de a fi bun îți ia respectul din partea celor din jur. Eu n-am crezut, vă spun sincer, până în 2013, atunci când îmi spunea mie de acum de o funcție undeva la un minister, ziceam nu. Nu categoric, fiindcă era o dorință legată de libertate, libertatea profesională, libertatea academică, participări la conferințe științifice, lecțiile cu studenții. Am văzut o altă lume pe care am îndrăgit-o și care vă invit și pe dumneavoastră în funcție de oportunitățile care vi se oferă și sper astăzi, Corina, când vă face prezentarea, doamnă secretaristat, să puteți să vorbiți și de anumite oportunități cu excepția salariilor și mă mândresc, dacă ați spus că sunt pregătiți studenții noștri, da, sunt pregătiți, avem studenți foarte buni. Fiecare vorbește dintr-o percepție a lui egoistă, câteodată când au fost noi studenți, cândva, fie generația mea sau alții, generația de aur, erau alt timp, erau concurs la universitate, percepția mea spre lucruri că fiecare generație care vine este mult mai bună ca generația precedentă. Așa sunt timpurile și trebuie să fim înțelegători față de aceste lucruri și trebuie noi să facem față cerințelor, adesea în aulile universitare, ori în discuțiile chiar cu copiii. Eu de la copiii mei am foarte multe lucruri învățat. Bun, răspunsul la întrebarea noastră, avem copii extraordinari. Mulțumim foarte mult. Vedem și noi așa unele sclipiri în ochii unora dintre voi și într-adevăr, această oportunitate, dacă vreți o scenă, o rampă unde putem să devenim niște profesioniști, da? Și unde ați avea toată susținerea pentru ca să puteți deveni acești profesioniști, o să întreb pe Ion care va fi conducător direct. Ion, la ce să aștepte, iată, colegii dacă vin să lucreze cu tine? Mă bucur că suntem toți prezenți aici în sală. Deci, ce aș putea să vă spun? Este o provocare, la fel ca și pentru mine, deoarece eu tot sunt nou în această funcție. Am activat anterior într-o funcție la fel publică, dar nu chiar diferită, puțin diferită, aș putea spune, față de actualul post. Deci, am activat în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, dat 13 ani de funcție publică. Am acceptat această provocare pentru că mi-a părut foarte interesant și pentru mine, da, poate nu e atât financiar, atât de atrăgătoare, dar după cât este această dorință de a face, de a crește, de a lăsa ceva din urmă, de a
vedea dintr-o instituție puțin, nu știu, după părerea mea, puțin învechită, să facem ceva nou, să facem ceva atunci când o persoană se adresează, să intre cu plăcere și să vadă persoane noi, persoane tinere și sper dacă se găsesc, cum a zis Dan, steluții, o să avem și noi lumină în capul tunelului. Deci, acele persoane noi se aduc un suflu nou și idei noi în cadrul instituției. Deci, din partea mea, o să aveți toată susținerea, o să învățăm împreună, din câte am convenit și cu ministerul și cu doamna Cristina și cu colegii. Anul acesta vom avea foarte multe instruiri și la anul viitor, atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. Avem susținerea partenerilor externi, atât a Organizației Mondiale a Muncii, a Băncii Naționale, a Consiliului Europei, pentru a face din această instituție, într-adevăr, o instituție la standarde europene care să corespundă cerințelor actuale. Așa este. Toate aceste organizații și Uniunea Europeană, în special, ne susține foarte mult, inclusiv financiar, și este prima dată când există cumva o investiție foarte mare de la parteneri externi pentru instruiri, pentru deplasări peste hotare, pentru un sediu nou, dar vă povestesc imediat, nu vreau să o iau prea rapid înainte, și vreau să auziți pe Sabina Didic, pentru că Sabina a venit, deci primul ei job a fost la Inspecția Muncii, da? Și are 18 ani lucrați. Sabina, cum este să fii inspector? Ce e interesant în acest lucru care te-a făcut să rămâi 18 ani la inspectorat? Bună ziua tuturor! Dacă sincer, nu m-am gândit și eu că o să rezist și o să mă mențin în cadrul aceleiași instituții la primul meu job, dar v-aș spune că este un job captivant, chiar dacă s-a vorbit că nu este motivat financiar, dar așa este, o să fie și bine, sper eu, după reformele care s-au inițiat. Prin ce este interesant acest job? Acesta este un job de permanență învățare, permanență educare. Este un job, este o muncă socială. Suntem în permanență între oameni, între oameni de diferite niveluri, atât social cât și intelectual. A fi inspector, pe lângă cunoștințele juridice, tehnice, economice, mai trebuie să fii și un bun psiholog ca să știi să abordezi problema, să vezi omul, în primul rând, care se adresează la un inspector sau același conducător în fața căruia te prezinți, că sunt și situații când suntem primiți cu brațele deschise, nu chiar deschise, dar sunt și cazuri când chiar conflictuale sau... Dar trebuie să știm să ajungem la un numitor comun, nu prin deschiderea unei uși forțat, că eu sunt de la Inspecția Muncii, dar să știi a te prezenta. Și... În anii de activitate mi-a plăcut că am fost auziți. Am fost auziți și s-a ajuns la faza că și angajatorii și salariații au început să-și cunoască atât drepturile cât și obligațiile. Da, mai este de lucru. Mai este de lucru mult, pentru că încă nu toți ne aud. Încă nu toți simt consecințele în cazul nerespectării legislației muncii, dar sperăm că o să ne descurcăm. Sabina, și vreau să le povestești studenților despre primul tău control. Îl ții minte? Cum a fost? Da. Eram, cred că de vârsta voastră, poate 2-3 ani mai mare. Primul meu control a fost pentru mine ceva de coșmar, că mergând înspre întreprinderea la care mă deplasam, mă gândeam că gata, efectuez eu acest control, dar după asta eu
merg și scriu cereri de demisie. Faza consta în blocul acesta, că eu fiind de pe bănțele studențești, să mă duc la o întreprindere, să mă prezint în fața unui conducător care deja are vreo 20-30 de ani în activitate și mă gândeam, cine sunt eu? Un biet inspector de pe băncile universității, dar după ce am intrat la întreprinderea în cauză, când am văzut că da, inspecția muncii, bună ziua, am văzut respectul și am zis că trebuie să încerc să mai rămân un pic. Am acumulat documente, ce-i drept, am venit cu o mapă așa de documente, abia le trăiam în urmă că mergeam la transport public cu mapa sub braț, dar studiind și acele documente care erau pe marginea petiției pe care o examinam, am început să-mi fie interesant. Că ceea ce am studiat eu tot la Universitatea de Stat, cu toate că eu m-am specializat în drept public, partea civilă nu mi-a plăcut în anii studenției, pe timpul când eu învățam eu cum, nu știu cum sunt repartizate specializările, dar atunci era drept public, drept privat. Cei din drept public neapărat trebuia să devină procurori și în partea mai mult penală, procesual penală, desigur, studiam și, dar licența am obținut un drept public. În penal și procesual penal și spuneam că eu în civil nu voi lucra. Că nu-mi place că partea civilă e așa, mai cu multe virgule. Dar niciodată nu știm unde ne aruncă viața. Da, noi deja nu mai așteptăm că inspectorii o să meargă cu troleibuzul la controale sau depunem eforturi așa să creăm condiții bune. Mersi, Sabina, pentru experiența așa foarte personală și colorată. Ne bucurăm că ai rămas și că n-ai renunțat după primul control. O să vă spun acum, sau de fapt o să vă arătăm acum un video cu o altă colegă de la Inspecția Muncii care explică mai multe detalii ce înseamnă această muncă și vă transmite și ea un mesaj. O să rog colegii să difuzăm. În viziunea mea, un inspector de muncă trebuie în primul rând să fie obiectiv și imparțial în toate activitățile care le desfășoară zi de zi, fie o vizită de inspecție, fie cercetarea unui accident de muncă, acordarea de consultanță sau examinarea unei petiții, trebuie să se conducă doar de cadrul legal în vigoare. Inspectorul de muncă trebuie să aibă forța convingerii, trebuie să aibă tacticitate, trebuie să dea dovadă de răbdare, dar în același timp trebuie să fie insistent în limita cadrului legal. Activitatea de bază a unui inspector de muncă este, desigur, că vizitele de control, vizitele de inspecție. Aceasta este marea majoritate a timpului de muncă a unui inspector de muncă. Vizitele de inspecție sunt efectuate pe două domenii. Domeniul care, în viziunea mea, este ceea ce ține de securitatea și sănătatea muncă. Un al doilea aspect a vizitei de control, care este parte componentă a raportului de muncă, este, desigur, că ceea ce ține de contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă și remunerația. Și în ultimul rând, activitățile inspectorului de muncă zi de zi sunt acordarea consultațiilor. Abaterile de la prevederile legale sunt constatate de către inspectorii de muncă în cadrul vizitelor de inspecție efectuate, fie planificate, fie inopinate. În mare parte, constatarea abaterilor de la normele în vigoare are loc prin verificarea actelor întocmite la nivel de unitate, în mare parte, segmentul ce ține de raporturile de muncă. Cu părere de rău, calitatea contractului individual de muncă lasă de dorit, și anume,
Atât angajatorul cât și salariatul la etapa de negociere și semnare a contractului individual de muncă nu conștientizează că contractul individual de muncă, în viziunea mea, este cecul. Da? Munca este o marfă care se vinde la un anumit preț care urmează a fi indicate. Urmează a fi indicate în mod obligatoriu atribuțiile și nu în ultimul rând să stabilească timpul în care urmează a fi executate aceste atribuții. Nestabilirea astora trei clauze esențiale ulterior frecvent duc la litigii, depuneri de petiții, precum și încălcări de legislație a muncii. Recent, fiind la o vizită de inspecție, am constatat că salariatul lucrează 24 de ore. Nu în zadar, legislația muncii stabilește durata zilnică a timpului de muncă pentru unele categorii de personal de 12 ore. Salariatul fizic nu poate îndeplini o sarcină de muncă calitativ timp de 24 de ore pentru că este om și nu robot. O persoană care activează fără forme legale, neformalizat, și ea merge la risc. O persoană care nu are un contract individual de muncă în formă scrisă nu este protejată. Nu va beneficia de asigurare socială, ca urmare nu va avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate de muncă, nu va avea dreptul la concediu, acea perioadă de timp pentru recuperarea capacității de muncă, nu va avea dreptul la indemnizație în caz de o îmbolnăvire profesională sau în caz de un accident de muncă. Statul nu îl va proteja pentru că el în sistemul de stat neformalizat nu există. Economia informală afectează și agenții economici. Agenții economici de bună credință, în cadrul tuturor întrunirilor care le avem, invocă că ei tot sunt cointeresați pentru a combate munca informală. Un agent economic care nu achită contribuții este acel care nu are așa cheltuieli comparativ cu un agent economic de bună credință, respectiv producția este mai ieftină, ceea ce înseamnă că este concurență neloială. Munca informală, desigur, că aduce un prejudiciu enorm bugetului. Noi toți, activând într-un stat, ni se acordă dreptul la muncă. Noi, respectiv, avem careva obligații. O persoană care activează este obligată, potrivit legislației în vigoare, să achite contribuții de asigurări sociale, medicale, impozit pe venit. Din aceasta se formează bugetul statului, din care ulterior achităm salarii la profesori, achităm pensii vârstnicilor părinților noștri, acordăm indemnizații pentru creșterea copiilor viitorului nostru, construim drumuri, construim spitale. Prin activitățile de inspector de muncă, care le desfășor zi de zi, ca rezultat în cadrul unității date nu au loc accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, consider că este și aportul inspectorului de muncă care a acordat acea consultanță și a prescris remedierea acelor încălcări. Dacă vorbim de raporturile de muncă, consider că consultanța acordată în cadrul vizitelor pentru a îmbunătăți calitatea acelui contract individual de muncă, eventual ulterior va exclude litigiile între angajator și salariat. Consultanța referitor la organizarea timpului de muncă, la fel, va ține de asigurarea respectării cetățeanului și de asigurarea acelei munci decente la locul de muncă. Consider că superputerea mea este în perseverență, ceea ce constă în dorința de a obține rezultat. În final, rezultatul este cel care contează. Eu am venit la inspectorat ca la școală și este o școală pentru mine zi de zi. În ce constă școala? Activitatea de inspecție este foarte interesantă. Vizita de inspecție nu se repetă. Ia cunoștință cu diferite domenii, faci cunoștință cu persoane, faci cunoștință cu tehnologii noi, ești la curent cu activitatea și cu viitorul Republicii zi de zi. Dacă vrei să faci și tu o carieră de inspector, intră aici și activează-ți superputerea. Superputerea ta poate fi combaterea muncii ilegale. Devino inspector de muncă! Să pe doamna Romanov să fie așa foarte cool pentru voi, pentru că atât de mult vrem să vă arătăm că suntem deschiși și vrem să atragem oameni noi. O să vă vorbesc foarte scurt și o să rog colegii să pună pe fundal prezentarea foarte scurt despre beneficii, despre ce vă oferim. Pentru că ați înțeles că suntem dedicați, că aveți toată susținerea conducerii țării,
că este importantă această instituție pentru noi. Și acum ce vă oferim? Hai, eu trebuie să încep. Da. Deci, în primul rând, inspectorul de muncă, ați înțeles ce face, da? Merge în controale, verifică situația la angajator și are putere, da? Are putere de a aplica legea la modul foarte practic, atunci când există încălcări, nu doar de a spune, ar fi bine să fie așa, dar de a pune în practică legea și de a ajuta acel angajator să se corecteze dacă e cazul. Despre integritate, responsabilitate, deci nu cred că e necesar să vă spun, dar o să vă spun oricum. Deci căutăm oameni... Mersi. Căutăm oameni care au dorința de a contribui la un scop cumva mai înalt. Noi cu toți avem examene, avem vacanța de Paște, care acum și începe și în același timp, eu știu că așa mi-amintesc că eram și eu pe timpuri, vreau să găsesc, iată, nișa mea, cum pot eu să contribui la o societate mai bună și căutăm oameni care vor caută această nișă și iată, noi vedem o opțiune. Da. Domeniile sunt destul de deschise, drept, administrare publică, contabilitate, dar nu sunt limitate doar la acestea, pentru că, după cum a spus și Ion, vom avea instruiri și vom putea să compensăm pe partea asta și să fie toată lumea pe aceeași pagină. Deci, despre beneficii. Deci, în primul rând, noi am ales să fim la MediaCorp, pentru că pentru noi este un exemplu de cum am vrea să arate sediul Inspecției Muncii. Și cu suportul Uniunii Europene va fi lansată în curând renovarea unui sediu nou, modern, deschis și de fapt sunt în discuții cu arhitectul care a făcut designul la MediaCorp și încercăm să-l atragem să facă același lucru și la Inspecția Muncii. În al doilea rând, cu sportul UE din nou, vrem să investim în voi. Cum? Prin instruiri, atât în Republica Moldova cât și în afara țării. Avem 4-5 țări europene în care vrem să trimitem toți inspectorii în acest an, în Letonia, în Portugalia, în Croația, în alte țări, decidem acum lista și fiecare dintre voi va putea merge să vadă în practică, uite cum funcționează o instituție eficientă în alte țări. Dar și aici pe loc. La nivel de salariu, ca să scoatem așa, să ne referim și la elefantul din cameră, deci salariul pentru începător, deci la primul nivel, este în jur de 350 de euro, în jur de 7.000 de lei. Însă, asta nu este tot. Prin aceste deplasări, instruiri peste hotare și așa mai departe, există metode de a suplimenta acest venit. Există și explorăm și cu colegii de la partenerii externi și despre alte metode, gen internship-uri adiționale la aceste salarii care ar asigura un venit în plus, da, pentru unii dintre voi. Pentru noi înțelegem că este foarte important salariul și apropo, ăsta e salariul majorat deja cu 30% anul trecut după o luptă deloc ușoară. Asta este punctul de pornire. Aceste salarii se reevaluează din jumătate în jumătate de an. Deci nu rămâneți aici cumva pe toată viața. În jumătate de an poate fi actualizată cumva poziția noastră și crescută cu un nivel, ceea ce la fel duce la o majorare de salariu. Dar ceea ce noi considerăm că este cu adevărat atractiv este faptul că puteți practic vedea cum se întâmplă lucrurile în Uniunea Europeană. Deci toată lumea și-a spus istoria, noi toți suntem obosiți și nu vreau să vă iau prea mult din timp. Dar vreau să spun că eu când eram la sfârșit de facultate, abia așteptam să plec din Moldova. Și am făcut-o. Am găsit prima bursă pe care am identificat-o și am plecat în Germania și mi-am făcut acolo masteratul. Și am rămas 12 ani. Am locuit și în Berlin și în New York și am construit cariera pe care am vrut să o am. După care și-aș fi putut să mai rămân încă 20 de ani. Dar am decis să mă întorc acasă. Și vreau să vă spun că acel salariu care vine în bancă în fiecare lună, da, este important, dar eu aveam mereu ceva care nu-mi dădea pace și mă gândeam că, uite, totuși, aș prefera să depun aceste eforturi în țara mea decât să plec și să lucrez pentru altceva.
De asta vreau să vă încurajez să explorați și această posibilitate și la noi o să vă puteți dezvolta ca oameni, ca profesioniști, cu susținerea donatorilor, cu susținerea noastră și să creați aceste competențe care vă vor ajuta la joburi poate mai bine plătite pe viitor. Asta e din partea mea. Aș vrea să auzim un feedback de la voi. Procesul de aplicare este foarte simplu. Deci, important este să scanați acest cod sau să intrați pe inspector.md. Deci, inspector.md este site-ul unde puteți foarte simplu uploada CV-ul vostru, după care noi vă contactăm și vedem pașii următori. Deci, inspector.md. Studiile de caz care au fost prezentate. Doamna secretar de stat s-a întors din Germania după 12 ani. Domnul deputat Dan Perciun s-a întors din Marea Britanie. Fiica mea s-a întors și ea de psihotare și activează pe loc de principală bogăție. Mi-a dus 3 copii care sunt alături de bunei, da? Sunt acasă și facem lucru care îi place. Da? Și studiile de caz sunt studiile noastre, ale familiei noastre, nu sunt luate de undeva de interior. Și sfatul meu este să încercați. Da? Să încercați, până la urmă, nu știi unde este. Viața îți oferă foarte multe oportunități, să repet încă o dată, și am să insist să vin în fața dumneavoastră cu diferite ocazii. Atunci când vorbim despre campania de profesor, ori atunci când vorbim în cazul Facultății de Drept, Facultății de Economie, ori cei de la Pedagogia Asistență Socială, în cazul de Inspecție Muncii. Încercați și luați chiar codul. Poate aveți întrebări cineva dintre voi? Cum vi se pare? Așa sincer, chiar aș vrea să aud o opinie. Cum vi se pare ce v-am povestit? Dar aș menționa un singur lucru. Deci, la vârsta voastră, care nu e foarte departe de vârsta noastră, cred că e prioritar să investiți în voi, în competență, în ceea ce știți și ceea ce puteți face. 7.000 de lei un punct sau 8.000 de lei un punct de pornire. În primul rând o să fie mai mult în primul an, pentru că o să fie deplasări și din contul de urnilor, salariul o să fie mai bunișor. Adițional, noi o să facem toate eforturile să le majorăm cât de curând posibil, că și noi suntem conștienți că asta e o prioritate. Dar mie îmi pare că pentru un tânăr de 22-23 e mai important să înveți să faci ceva și să o faci bine și să înveți să faci această investiție în tine timp de 2-3 ani de zile, să capezi niște competențe și după asta să le valorifici. Pentru că nu știu multe joburi unde tu la 22 îți poți intra peste un ligor, peste o gospodărie țărănească, într-un lider agricol mare, cu solicitări că legea să fie respectată. Poate dacă te faci polițist, probabil ești undeva în aceeași situație. Nu că noi neapărat asta ne-am dorit să există o colaborare bună cu mediul de afaceri, dar inspectorul de muncă are într-adevăr foarte multă putere. Și noi am mai și augmentat-o prin ultimele modificări care le-am făcut la lege, anume pentru ca să ne asigurăm că pot fi luate decizii, pot fi curmate situații de risc pentru oameni. La țară, în special, mulți dintre noi au bunici, părinți, vin din mediul rural, știți ce înseamnă munca în câmp, zilierii, lipsa totală de protecție pentru oamenii ăștia, exploatarea prin muncă. Astea sunt fenomene care există. Munca copiilor în Republica Moldova. Și uite, asta este puterea voastră de a interveni și de a rezolva asemenea situații. Partea de remunerare financiară, ea o să vină, dar important e partea de competență și noi o să facem toate eforturile anul ăsta să fie instruiri așa de mult că noi să le puteți duce. Și să vă învățăm cap-coadă orice. Deci asta înseamnă că și de la asistență socială, și de la drept, și de la economie,
și de la politologie noi să vă transformăm în inspector de muncă. Pentru că o să vă oferim spectrul de instruiri necesare și în țară și peste hotare. Așa că eu vă zic, cum zicea și domnul Șoarov, să încercați. Poate nu o să fie pentru toată lumea, pentru că suntem toți diferiți, avem diferite preferințe, pentru că cineva vrea să fie astrofizician, evident, alte priorități un pic, dar încercați și sperăm unii dintre voi să se regăsească în această carieră pe termen mediu și lung.